Capitolul 5. Vindecare și întregime Introducere Să vindeci înseamnă să faci fericit. Ți-am spus să te gândești câte ocazii ai avut să te înveselești și câte ai refuzat. Altfel spus, ai refuzat să te vindeci. Lumina care îți aparține ție e lumina bucuriei. Radiosul nu e asociat cu mâhnirea. Bucuria provoacă o disponibilitate integrantă de a o împărtăși și stârnește impulsul firesc al minții de a o reacționa ca tot unitar. Cei ce încearcă să vindece, fără să fie ei înșiși pe deplin bucuroși, stârnesc diferite tipuri de reacții în același timp, lipsindu-i astfel pe ceilalți de bucuria unei reacții din toată inima. Ca să faci ceva din toată inima, trebuie să fii fericit. Dacă frica și iubirea nu pot coexista, și dacă e cu neputință să fii pe deplin înfricoșat și să scap cu viață, atunci singura stare de plină cu putință e cea de iubire. Nu există diferență între iubire și bucurie. De aceea, singura stare de plină cu putință e cea de bucurie de plină. A vindeca sau a face bucuros e așadar același lucru cu a integra și a face una. Iată de ce nu contează cărei părți sau de către care parte a fiimii se oferă vindecarea fiecare parte beneficiază, beneficiind în mod egal. Ești binecuvântat de fiecare gând benefic din partea oricăruia dintre frații tăi de oriunde. Ar trebui să vrei să-i binecuvântezi la rândul tău în semn de recunoștință. Nu e nevoie să-i cunoști personal sau să te cunoască ei pe tine. Lumina e atât de puternică încât se răsfrânge prin toată fiimea, aducând mulțumiri tatălui pentru că și-a răsfrânt bucuria asupra ei. Numai sfinții copii ai lui Dumnezeu sunt canale demne de bucuria lui frumoasă, căci numai ei sunt destul de frumoși să o aibă împărtășind-o. Unui copil de-a lui Dumnezeu îi e cu neputință să își iubească aproapele, altfel decât ca el însuși. Iată de ce rugăciunea celui ce vindecă este să cunosc fratele acesta cum mă cunosc pe mine însumi. 1. Invitația făcută Spiritului Sfânt Vindecarea e un gând prin care două minți percep că sunt una și se înveselesc. Această veselie cheamă fiecare parte a fiimii să se bucure împreună cu ele și îl lasă pe Dumnezeu să pătrundă în ele și prin ele. Numai mintea vindecată poate trăi experiența revelației cu un efect de durată, căci revelația e o trăire de pură bucurie. Dacă nu alegi să fii pe deplin bucuros, mintea ta nu poate avea ce nu alege să fie. Amintește că Spiritul nu cunoaște nicio deosebire între a avea și a fi. Mintea superioară gândește conform legilor la care se supune Spiritul și respectă prin urmare numai legile lui Dumnezeu. Pentru spirit, a căpăta e ceva lipsit de înțeles și a da este totul. Având totul, Spiritul deține totul, dându, creând deci așa cum a creat tatăl. Deși acest gen de gândire nu are nicio legătură cu deținerea de lucruri, până și mintea inferioară îl poate înțelege când e vorba de idei. Dacă împarți cu cineva un bun material, împarți dreptul de proprietate asupra acestuia. Dacă împărtășești o idee însă, nu o împuținezi. Ea este încă toată a ta, deși ai dat-o toată. În plus, dacă cel căruia i-o dai o acceptă ca a sa, o întărește în mintea ta și o sporește astfel. Dacă poți accepta conceptul că lumea e o lume de idei, dispare toată credința în asociația falsă pe care o face eu între a da și a pierde. Să ne începem procesul de redeșteptare cu câteva concepte simple. Gândurile sporesc dândule. Cu cât cred mai mulți în ele, cu atât devin mai puternice. Totul e o idee. Atunci, cum se pot asocia a da și a pierde. Aceasta e invitația făcută Spiritului Sfânt. Am spus deja că pot să mă întind la Spiritul Sfânt și să ți-l aduc jos, dar pot să ți-l aduc doar la invitația ta. Spiritul Sfânt e în mintea ta corectă, după cum a fost și între -a mea. Biblia spune, să aveți în voi mintea care era în Hristos Iisus și folosește asta ca o binecuvântare. E binecuvântarea minții dispuse la miracole. Ea îți cere să gândești cum am gândit eu, unindu-te cu mine în gândirea lui Hristos. Spiritul Sfânt e singura parte a Sfintei Treimi care are o funcție simbolică. La el se referă denumirile de vindecător, mângâietor și călăuză. Tot el e descris ca separat, independent de tată și de fiu. Eu însumi am spus, dacă mă duc, vă voi trimite un alt mângâietor, iar el va rămâne cu voi, Funcția simbolică a Spiritului Sfânt îl face greu de înțeles, căci simbolismul poate da loc la diverse interpretări. Ca om și ca una dintre creațiile lui Dumnezeu, gândirea corectă care mi-a venit de la Spiritul Sfânt sau inspirația universală m-a învățat, mai întâi de toate, că această inspirație e pentru toți. Nu aș fi putut să o am fără să cunosc acest lucru. Cuvântul cunosc e potrivit în acest context. Căci Spiritul Sfânt e atât de aproape de cunoaștere încât o cheamă să vină, sau mai bine spus, o lasă să vină. Am pomenit mai înainte percepția superioară sau adevărată, care e atât de aproape de adevăr încât Dumnezeu însuși poate curge peste mica fisură dintre ele. Cunoașterea e întotdeauna gata să curgă peste tot, dar nu poate opune rezistență. De aceea o poți bloca, deși nu o poți pierde niciodată. Spiritul Sfânt e mintea lui Hristos, conștientă de cunoașterea de dincolo de percepție. El a luat ființă ca protecție odată cu separarea, inspirând principiul ispășirii totodată. Înainte de asta, nu era nevoie de vindecare, căci nimeni nu era lipsit de mângâiere. Vocea Spiritului Sfânt e chemarea la ispășire sau la restabilirea integrității minții. Odată ispășirea încheiată și fiimea întreagă vindecată, nu va mai fi nicio chemare de a veni înapoi. Dar ce creează Dumnezeu e veșnic? Spiritul Sfânt va rămâne cu Fiul lui Dumnezeu să le binecuvânteze creațiile și să le țină în lumina bucuriei. Dumnezeu a onorat până și creațiile greșite ale copiilor săi, pentru că ei le-au făcut, dar și-a binecuvântat copiii și cu un mod de gândire care le poate ridica percepțiile atât de sus încât să poată ajunge aproape înapoi la el. Spiritul Sfânt e mintea ispășirii. El reprezintă o stare mentală suficient de aproape de starea unei minți să fie posibil în sfârșit transferul la aceasta. Percepția nu e cunoaștere, dar poate fi transferată la cunoaștere sau poate trece în cunoaștere. Poate e mai util să folosim aici transferat în sensul literal de transportat, de vreme ce ultimul pas e făcut de Dumnezeu. Spiritul Sfânt, inspirația împărtășită a întregii ființe, induce un gen de percepție în care multe elemente sunt asemănătoare celor din împărăția cerului. Mai întâi, universalitatea ei e cât se poate declară și niciunul dintre cei ce o ating nu poate crede nici măcar o clipă că împărtășirea ei implică altceva decât câștig. În al doilea rând, e incapabilă să atace și este de aceea deschisă cu adevărat. Asta înseamnă că, deși nu generează cunoaștere, nu o blochează în niciun fel. În fine, ea arată pe unde trebuie să se meargă, dincolo de vindecarea pe care o aduce, și conduce mintea, dincolo de întregirea ei, înspre făgașurile creației. Acesta este punctul la care se petrece o schimbare cantitativă suficient de mare să producă un adevărat salt calitativ. 2. Vocea pentru Dumnezeu. A vindeca nu este a crea, ci a repara. Spiritul Sfânt stârnește vindecare, privind dincolo de ea la ce erau copiii lui Dumnezeu înainte de a fi avut nevoie de vindecare și la ce vor fi când vor fi vindecați. Această modificare a succesiunii temporale trebuie să îți fie destul de familiară, căci este foarte similară saltului inițiat de miracol în percepția timpului. Spiritul Sfânt e motivația de a fi dispus la miracole decizia de a vindeca separarea renunțând la ea. Voia ta mai e în tine, căci Dumnezeu ți-a pus-o în minte și, deși o poți ține adormită, nu o poți distruge. Dumnezeu însuși îți ține voia vie, transmițând-o de la mintea lui la a ta cât există timpul. Miracolul însuși e o reflecție a acestei îngemănări de voință între tată și fiu. Spiritul Sfânt e spiritul bucuriei, el e chemarea de a veni înapoi cu care a binecuvântat Dumnezeu mințile fiilor lui separați. Asta e vocea minții. Vocația minții. Până la separare, mintea nu a avut nicio chemare, pentru că înainte de asta avea numai ființă și nu ar fi înțeles chemarea la gândire corectă. Spiritul Sfânt e răspunsul lui Dumnezeu la separare. Mijlocul de a vindeca al ispășirii până revine la creare mintea întreagă. Principiul sfășirii și separarea au început în același timp. Când a fost făcut eul, Dumnezeu a pus în minte chemarea la bucurie. Chemarea aceasta e atât de puternică, încât eul se dizolvă întotdeauna la auzul ei. Iată de ce trebuie să alegi să îți auzi una dintre cele două voci lăuntrice. Pe una ai făcut-o tu și aceea nu e a lui Dumnezeu, dar pe cealaltă ți-a dat-o Dumnezeu, care te roagă doar să o asculți. Spiritul Sfânt este în tine, într-un sens foarte literal. Al lui e vocea ce te cheamă înapoi, unde ai fost și unde vei mai fi. E posibil chiar și în lumea aceasta să nu auzi decât această voce. Cere efort și mare dorință să înveți. E ultima lecție pe care am învățat-o eu, iar Fiii lui Dumnezeu sunt la fel de egal ca studenți, cum sunt ca fiii. Tu ești împărăția Cerului dar ai lăsat să îți pătrundă în minte credința în întuneric, așa că ai nevoie de o lumină nouă. Spiritul Sfânt este strălucirea pe care trebuie să o lași să alunge ideea de întuneric. A lui e slava în fața căreia disociația se năruie și împărăția cerului răzbate în ce e al ei. Înainte de separare, nu ai avut nevoie de călăuzire. Ai cunoscut după cum vei mai cunoaște, dar după cum nu cunoști acum. Dumnezeu nu călăuzește, pentru că nu poate împărtăși decât cunoașterea perfectă. A călăuzi înseamnă a evalua, căci presupune că există deopotrivă o cale corectă și o cale greșită, una de ales și alta de evitat. Alegând una, renunți la cealaltă. Optând pentru Spiritul Sfânt, optezi pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu e în tine în sens propriu, ci tu faci parte din El. Când ai ales să îl Vă răsești, ți-a dat o voce care să vorbească pentru el, căci nu și-a mai putut împărtăși nestigherit cunoașterea cu tine. Comunicarea directă a fost întreruptă pentru că făcusești o altă voce. Spiritul Sfânt te cheamă atât să îți amintești cât și să uiți. Ai ales să fii într-o stare de opoziție în care opușii sunt posibili. Prin urmare, te așteaptă niște opțiuni. În starea de sfințenie, voia e liberă, așa că puterea ei creatoare e nelimitată și alegerea nu are înțeles. Libertatea de a alege e aceeași putere ca libertatea de a crea, dar aplicarea ei e diferită. Alegerea depinde de o minte scindată. Spiritul Sfânt e una dintre opțiuni. Dumnezeu nu și-a lăsat copiii fără mângâiere, chiar dacă au ales să-l părăsească. Vocea ce și-au pus o ei în minte, nu a fost vecea, vocea pentru voia lui, pentru care vorbește Spiritul Sfânt. Vocea Spiritului Sfânt nu comandă, căci nu e capabilă de aroganță, nu impune, căci nu caută să domine. Nu înfrânge, căci nu atacă. Ea doar amintește. Ea îți aduce aminte de cealaltă cale, rămânând domoală chiar și în toiul tărăboiului pe care poți să-l faci. Vocea pentru Dumnezeu e mereu domoală, căci vorbește despre pace. Pacea e mai puternică decât războiul, pentru că vindecă. Războiul e diviziune, nu sporire. Nimeni nu câștigă de pe urma vrajbei. Ce îi va folosi omului de câștigă lumea întreagă, dar își pierde sufletul. Dacă asculți vocea greșită, chiar că ți-ai pierdut din vedere sufletul. Nu îl poți pierde, dar poți să nu îl cunoști. De aceea ți-e pierdut până nu alegi corect. Spiritul Sfânt e călăuza care te îndrumă cum să alegi. El e în partea minții tale ce vorbește întotdeauna în favoarea alegerii corecte, căci vorbește pentru Dumnezeu. El e singura comunicare ce ți-a mai rămas cu Dumnezeu, pe care o poți întrerupe, dar nu o poți distruge. Spiritul Sfânt e modul în care voia lui Dumnezeu se face pe pământ precum și în cer. Atât cerul cât și pământul sunt în tine, căci chemarea ambelor este în mintea ta. Vocea pentru Dumnezeu vine de la propriile tale altare închinate lui. Aceste altare nu sunt lucruri, ci devoțiuni, dar ai alte devoțiuni acum. Devoțiunea ta împărțită ți-a dat cele două voci și trebuie să alegi la care altar vrei să slujești. Chemarea la care răspunde acum este o evaluare pentru că este o decizie. Decizia e foarte simplă. Se face alegând care chemare are mai multă valoare pentru tine. Mintea mea va fi mereu ca a ta, căci am fost creați egali. Numai decizia mea mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Singurul dar pe care ți-l fac e să te ajut să iei și tu aceeași decizie. Decizia e aceea de a alege să o împărtășești, căci decizia însăși e aceea de a împărtăși. Decizia se ia dând, fiind astfel, unica opțiune a idoma adevărată, adevăratei creații. Eu sunt modelul tău de decizie. Decizând să îl aleg pe Dumnezeu, ți-am arătat că decizia aceasta poate fi luată și că o poți lua. Te-am asigurat că mintea care a decis pentru mine este și în tine și că o poți lăsa să te schimbe așa cum m-a schimbat pe mine. Mintea aceasta e fără echivoc că ce aude o singură voce și răspunde într-un singur fel. Tu ești lumina lumii cu mine. Odihna nu vine din somn, ci din trezire. Spiritul Sfânt e chemarea să te trezești și să fii bucuros. Lumea e foarte obosită, că ce e ideea de istovire. Avem sarcina voioasă de a o trezi la chemarea pentru Dumnezeu. Toți vor răspunde la chemarea Spiritului Sfânt căci altfel fiimea nu poate fi una. Ce vocație mai bună ar putea să existe pentru o parte a împărăției decât cea de a o reda de săvârșite întregiri ce o poate face întreagă? Auze asta prin Spiritul Sfânt din tine și învață-ți frații să asculte cum te învăț și eu. Când ești tentat de vocea greșită, fă apel la mine să îți amintesc cum să vindeci împărtășind decizia mea și întărind-o. Împărtășind de acest obiectiv, îi sporim puterea de a atrage întreaga fiime și de a o readuce la unitatea în care a fost creată. Ține minte că jug înseamnă a uni, iar povara cea ușoară e lumină. Să reformulăm. Jugul meu e bun și povara mea este ușoară, în felul următor. Să ne unim, căci vă aduc lumină. V-am poruncit să vă purtați cum m-am purtat eu, dar pentru asta trebuie să reacționăm la aceeași minte, această minte e Spiritul Sfânt, a cărui voie e pentru Dumnezeu totdeauna. El te învață cum să mă ții ca model de gândire și cum să te porți ca mine, prin urmare. Puterea motivației noastre îngemânate e greu de crezut, dar nu și de realizat. Ce putem realiza împreună nu are limite, căci chemarea pentru Dumnezeu este chemarea la nelimitat. Pruncul lui Dumnezeu, mesajul meu e pentru tine să îl auzi și să îl dai ca răspuns Spiritului Sfânt din tine. Călăuza spre mântuire 3. Îți recunoști fratele recunoscând Spiritul Sfânt din el. Am spus deja că Spiritul Sfânt e puntea pentru transferul percepției la cunoaștere, așa că putem folosi termenii ca și cum ar fi corelați, căci sunt corelați în mintea lui. Această relație trebuie să fie în mintea lui, căci, dacă nu ar fi, divorțul dintre cele două moduri de gândire nu ar fi pasibil de vindecare. El face parte din Sfânta Treime, căci mintea lui e parțială ta și totodată parțiala lui Dumnezeu. Asta cere lămuriri, nu prin vorbe, prin experiență. Spiritul Sfânt e ideea de vindecare. Gând fiind, ideea sporește pe măsură ce e împărtășită. Fiind chemarea pentru Dumnezeu, ea este ideea de Dumnezeu. Din moment ce faci parte din Dumnezeu, ea este și ideea de tine, precum și de toate creațiile Lui. Ideea de Spirit Sfânt împărtășește proprietatea altor idei pentru că urmează legile Universului din care face parte. Dându-o, se întărește. Ea sporește în tine când o dai fratelui tău. Fratele tău nu trebuie să fie conștient de Spiritul Sfânt din el sau din tine ca să aibă loc acest miracol. Se poate să fi disociat și el chemarea pentru Dumnezeu ca tine. Această disociere se vindecă în amândoi pe măsură ce devii conștient de chemarea pentru Dumnezeu din el și îi adevărești astfel prezența. Există două moduri diametral opuse de a-ți vedea fratele, Trebuie să fie amândouă în mintea ta căci tu ești cel ce percepe. Și trebuie să fie și în mintea lui căci îl percepi pe el. Vezi-l prin Spiritul Sfânt din mintea lui și îl vei recunoaște între ta. Ce adeverești în fratele tău, adeverești în tine însuți. Și ce împărtășești, consolidezi. Vocea Spiritului Sfânt e slabă în tine. Iată de ce trebuie să o împărtășești trebuie întărită înainte de a o putea auzi. Dacă faci greșeala de a căuta pe Spiritul Sfânt numai în tine, gândurile tale te vor înspăimânta, căci, adoptând punctul de vedere al eului, întreprinzi o călătorie străină de eu, cu eul pe post de călăuză. Așa ceva nu poate să nu producă frică. Amânarea ține de eu, căci timpul e conceptul lui. Atât timpul, cât și amânarea nu au înțeles în veșnicie, am spus mai înainte că Spiritul Sfânt e răspunsul lui Dumnezeu la eu. Tot ce îți amintește Spiritul Sfânt e în opoziție directă cu noțiunile Eului, căci percepțiile adevărate și cele false sunt și ele opuse. Spiritul Sfânt are sarcina de a desface ce a făcut eu. El desface totul la același nivel la care operează eu, căci altfel mintea nu ar fi în stare să înțeleagă schimbarea care se petrece. Am subliniat în repetate rânduri că un nivel al minții nu poate fi înțeles de către altul. La fel stau lucrurile cu Eul și Spiritul Sfânt, cu timpul și veșnicia. Veșnicia e o idee dumnezeiască, așa că Spiritul Sfânt o înțelege perfect. Timpul e o convingere a Eului, așa că mintea inferioară, care e domeniul Eului, îl acceptă fără rezerve. Singurul aspect al timpului care e veșnic e acum. Spiritul Sfânt are rolul de mijlocitor între interpretările eului și cunoașterea spiritului. Faptul că poate opera cu simboluri îi dă posibilitatea să lucreze cu convingerile eului pe limba acestuia. Faptul că poate privi, dincolo de simboluri, în veșnicie, îi dă posibilitatea să înțeleagă legile lui Dumnezeu pentru care vorbește. El poate așadar să îndeplinească funcția de reinterpretare a celor făcute de eu nu prin distrugere, ci prin înțelegere. Înțelegerea e lumină, iar lumina duce la cunoaștere. Spiritul Sfânt e în lumină, căci este în tine, care ești lumină, dar tu însuți nu știi asta. De aceea, sarcina Spiritului Sfânt e aceea de a te reinterpreta pentru Dumnezeu. Nu te poți înțelege singur căci nu ai niciun înțeles despărțit de locul ce ți se cuvine în fiime, iar locul cuvenit fiimii este Dumnezeu. Iată-ți viața, veșnicia și sinele. Iată ce îți amintește Spiritul Sfânt. Iată ce vede Spiritul Sfânt. Această viziune înspăimântă eul, căci e atât de calmă. Pacea e cel mai mare dușman al eului, căci, în felul în care interpretează el realitatea, războiul e garanția supraviețuirii lui. Eul se călește prin vrajbă. De vei crede că e vrajbă, vei reacționa cu răutate, căci ți-a pătruns ideea de primejdie în minte. Ideea însăși este un apel la eu. Spiritul Sfânt e la fel de vigilent ca eul la chemarea unei primejdii, opunându-i toată forța lui, tot așa cum eul o primește cu brațele deschise. Pentru a contracara primirea aceasta, Spiritul Sfânt primește pacea cu brațele deschise. Veșnicia și pacea sunt corelate la fel de strâns ca timpul și războiul. Percepția își derivă înțelesul din relații. Cele pe care le accepti sunt temeliile convingerilor tale. Separarea e doar o altă denumire pentru o minte scindată. Eul e simbolul separării, tot așa cum Spiritul Sfânt e simbolul păcii. Ce percepi în alții, consolidezi în tine. Poți să îți lași mintea să perceapă greșit, dar Spiritul Sfânt îți lasă mintea să își reinterpreteze percepțiile greșite. Spiritul Sfânt e profesorul de săvârșit. El folosește numai lucruri deja înțelese de mintea ta să te învețe că nu le înțelegi. Spiritul Sfânt poate lucra cu un student recalcitrant fără să-i contrazică mintea, căci o parte a ei e încă pentru Dumnezeu. În ciuda încercărilor Eului de a o ascunde, această parte e încă mult mai tare decât Eul, deși Eul nu o recunoaște. Spiritul Sfânt o recunoaște perfect că e propria lui reședință. Locul din minte unde El este acasă. Și tu ești acasă în același loc, căci ce un loc al păcii, iar pacea este a lui Dumnezeu. Tu, care faci parte din Dumnezeu, nu ești acasă decât în pacea lui. Dacă pacea e veșnică, ești acasă numai în veșnicie. Eul a făcut lumea așa cum o percepe, dar Spiritul Sfânt, cel ce reinterpretează tot ce a făcut Eul, vede lumea ca un instrument didactic de a te aduce acasă. Spiritul Sfânt trebuie să perceapă timpul și să-l reinterpreteze în ce e veșnic. El trebuie să lucreze prin opuși, căci trebuie să lucreze cu și pentru o minte în opoziție. Corectează și învață și fi deschis să înveți. Nu tu ai făcut adevărul, dar adevărul poate încă să te facă liber. Privește cum privește Spiritul Sfânt și înțelege cum înțelege El. Înțelegerea Lui îl evocă pe Dumnezeu spre amintirea mea. El e mereu în comuniune cu Dumnezeu și face parte din tine. E călăuza ta spre mântuire, căci păstrează amintirea lucrurilor trecute și a celor care vor veni și le aduce în prezent. El îți păstrează blând în minte această voioșie, creându-ți doar, doar cerându-ți doar să o sporești în numele lui, împărtășindu-o să sporească bucuria lui în tine. 4. Predare și vindecare ce a ascuns frica mai face parte din tine, iar de frică scap luând parte la ispășire. Spiritul Sfânt te va ajuta să reinterpretezi tot ce consideri înfricoșător și te va învăța că numai ce e iubitor e adevărat. Nu ai capacitatea să distrugi adevărul, dar ai toată capacitatea să îl accepti. El îți aparține deoarece, ca extensia lui Dumnezeu, l-ai creat împreună cu el e al tău pentru că face parte din tine, așa cum faci și tu parte din Dumnezeu pentru că te-a creat. Nimic din ce e bun nu se poate pierde pentru că vine de la Spiritul Sfânt, vocea pentru creație. Nimic din ce nu e bun nu a fost creat vreodată și de aceea nu poate fi protejat. Ispășirea e garanția siguranței împărăției, iar uniunea fiimii e protecția ei. Eul nu poate birui împărăția pentru că fiimea e unită. În prezența celor ce aud chemarea la unire a Spiritului Sfânt, Eu îl pălește și e desfăcut. Eu îl ține pentru el tot ce face, și de aceea lucrul făcut de el e fără vlagă. Existența lui e neîmpărtășită. Nu moare, ci nici nu s-a născut. Nașterea fizică nu e un început, ci o continuare. Tot ce continuă s-a născut deja și va spori în măsura în care ești dispus să restitui partea nevindecată a minții tale, părții superioare, redând o neîmpărțită creației. Am venit să îți dau temelia ca propriile tale gânduri să te poată face liber cu adevărat. Ai purtat povara ideilor neîmpărtășite, care sunt prea slabe pentru a spori, dar, odată ce le-ai făcut, nu ți-ai dat seama cum să le desfaci nu ți poți anula de unul singur greșelile trecute. Ele nu vor dispărea din mintea ta fără ispășire, un remediu pe care nu l-ai făcut tu. Ispășirea trebuie înțeleasă ca pur act de împărtășire. Iată ce am vrut să spun când am afirmat că e posibil chiar și în lumea aceasta să asculti o singură voce. Dacă faci parte din Dumnezeu și fiimea este una, nu poți fi limitat la sinele pe care îl vede eul. Fiecare gând de iubire deținut în orice parte a ființii, inimii aparține fiecarei părți. E împărtășit fiind un gând de iubire. Împărtășirea e modul de a crea lui Dumnezeu și totodată al tău. Eul te poate ține în exil, departe de împărăție, dar în împărăție el nu are putere. Ideile ce țin de spirit nu părăsesc mintea care le gândește, și nici nu pot fi în conflict unele cu altele. Dar ideile ce țin de eu pot fi în conflict pentru că au loc la diferite niveluri și includ totodată gânduri opuse la același nivel. E imposibil să împărtășești gânduri care se contrazic reciproc. Poți împărtăși doar gândurile care țin de Dumnezeu și pe care El le ține pentru tine. Din ele e alcătuită împărăția Cerului. Celelalte rămân cu tine până le reinterpretează Spiritul Sfânt în lumina împărăției, făcându-le și pe ele demne de a fi împărtășite. Când sunt destul de purificate, el te lasă să le dai. Decizia de a le împărtăși e purificarea lor. Eu am auzit o singură voce pentru că am înțeles că nu pot spăși numai pentru mine. Ascultarea unei singure voci implică decizia de a o împărtăși ca să o poți auzi tu însuți. Mintea care era în mine e încă irezistibil de atrasă de fiecare minte creată de Dumnezeu, pentru că întregimea lui Dumnezeu e întregimea Fiului Său. Nu ți se poate face niciun rău și nu vrei să-i arăți fratelui tău decât întregimea ta. Arată-i că nu ți, pot, nu ți poate face rău și nu îi pune nimic la socoteală, căci altfel ți-o pui la socoteală ție însuți. Iată semnificația cuvintelor, întoarce și celălalt obraz. Predarea se face în multe feluri, dar mai ales prin exemplu. Predarea trebuie să vindece, căci și împărtășirea de idei și recunoașterea că a împărtăși idei e tot una cu ale le întări. Nu îmi pot uita nevoia de a preda ce am învățat, care s-a stârnit în mine din cauză că am învățat. Te chem să predai ce ai învățat, căci numai așa poți conta pe această învățătură. Fă o să se poată conta pe ea în numele meu, pentru că numele meu e numele Fiului lui Dumnezeu. Ce am învățat, îți dau de bunăvoie, iar mintea care era în mine se bucură când alegi să o auzi. Spiritul Sfânt îi spășește în noi toți, desfăcând, ridicând astfel povara pe care ți-ai pus-o în minte. Urmându-l pe el, ești condus înapoi la Dumnezeu, unde ți-e locul. Și cum ți-ai putea găsi calea, dacă nu nu undul cu tine pe fratele tău? Rolul meu în ispășire nu e împlinit până nu iei parte la ea și nu o dai. Cum predai, așa vei învăța. Nu te voi părăsi, nici nu mă voi lepăda de tine, căci să mă lepăd de tine ar însemna să mă lepăd de mine și de Dumnezeu care m-a creat. Tu te lepezi de tine și de Dumnezeu dacă te lepezi de oricare dintre frații tăi. Trebuie să înveți să-i vezi așa cum sunt și să înțelegi că ei aparțin lui Dumnezeu ca tine. Oarecum te-ai putea purta mai bine cu fratele tău decât dându-i lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu? Ispășirea îți dă puterea unei minți vindecate, dar puterea de a crea ține de Dumnezeu. De aceea, cei ce au fost iertați trebuie să se dedice în primul rând vindecării, pentru că, odată ce au primit ideea de vindecare, trebuie să o dea ca să o aibă. Puterea de plină a creației nu se poate exprima cât timp e exclusă din împărăție oricare dintre ideile lui Dumnezeu. Voia îngemănată a fiimii e singurul creator care poate crea ca Tatăl căci numai cei compleți pot gândi complet, iar gândirii lui Dumnezeu nu îi lipsește nimic. În tot ce gândești altfel decât prin Spiritul Sfânt, există o lipsă. Cum poți să suferi tu cel atât de sfânt? Tot trecutul tău, cu excepția frumuseții sale, a dispărut și nu a mai rămas decât o binecuvântare. Ți-am păstrat toate gesturile de bunătate și fiecare gând de iubire pe care le-ai avut vreodată le-am purificat de greșelile ce ascundeau lumina lor și le-am păstrat pentru tine în deplina lor strălucire. Sunt ferite de distrugere și de vinovăție. Au venit de la Spiritul Sfânt din tine și știm că tot ce creează Dumnezeu e veșnic. Chiar poți să pleci în pace, căci te-am iubit ca pe mine însumi. Pleci cu binecuvântarea mea și pentru binecuvântarea mea. Păstrează-o și împărtășește-o să fie mereu a noastră. Așez pacea lui Dumnezeu în inima ta și în mâinile tale să o ții și să o împărtășești. Inima e pură să o țină și mâinile puternice să o dea. Nu putem pierde. Judecata mea e ca înțelepciunea lui Dumnezeu de puternică, în a cărui inimă și în ale cărui mâini ne avem ființa. Copiii lui liniștiți sunt fiii lui binecuvântați. Gândurile lui Dumnezeu sunt cu tine. 5. Cum folosește eul vinovăția. Poate că unele dintre conceptele noastre vor deveni mai clare și mai semnificative la nivel personal dacă lămurim cum folosește eul vinovăția. Eul are un scop exact ca spiritul sfânt. Scopul eului e frica, pentru că numai cei cuprinși de frică pot fi egoiști. Logica Eului e la fel de impecabilă ca logica Spiritului Sfânt, căci mintea ta are la dispoziție mijloacele necesare să fie de partea cerului sau a pământului după preferință. Dar, încă o dată, amintește-ți că amândouă sunt în tine. În cer nu există vinovăție, căci împărăția se atinge prin ispășire, care te eliberează să creezi. Creezi e un cuvânt potrivit aici pentru că. Odată ce Spiritul Sfânt desface ce ai făcut, rezidul binecuvântat se reface și continuă, așadar să creeze. Ce e binecuvântat cu adevărat nu poate stârni vinovăție și trebuie să strânească bucurie. Asta îl face invulnerabil la eu pentru că e de o pace inatacabilă. E invulnerabil la perturbări pentru că e întreg. Vinovăția e întotdeauna perturbantă. Tot ce de naștere la frică duce la divizare pentru că se supune legii diviziunii. Dacă eul e simbolul separării, e totodată și simbolul vinovăției. Vinovăția nu e numai ceva nedumnezeiesc, este simbolul atacului asupra lui Dumnezeu. Acesta este un concept total lipsit de înțeles, deși nu pentru eu, dar să nu subestimăm puterea credinței euului în aceasta. Tocmai din această credință vine de fapt toată vinovăția. Euul e partea minții care crede în diviziune. Oare cum ar putea să se desprindă o parte din Dumnezeu fără să creadă că îl atacă? Am vorbit mai înainte despre complexul autorității și am spus că se bazează pe conceptul uzurpării puterii lui Dumnezeu. Euul crede că asta ai făcut tu, căci se crede a fi tu. Dacă te identifici cu Eul, nu poți să nu te percep vinovat. De câte ori reacționezi la eu, te vei simți vinovat și te vei teme de pedeapsă. Eul e literalmente un gând înspăimântător. Oricât de ridicolă îi s-ar părea unei minți sănătoase ideea atacării lui Dumnezeu, nu uita că eul nu e sănătos la minte. El reprezintă un sistem delirant pentru care și vorbește. Să asculți vocea eului înseamnă să crezi că e posibil să îl ataci pe Dumnezeu și că o parte din el a fost smulsă de tine. Urmează apoi frica de o ripostă venită din afară, căci severitatea vinovăției e atât de acută încât trebuie să fie proiectată. Ce accepti în mintea ta are realitate pentru tine. Tocmai acceptarea ta îi conferă realitate. Dacă îți întronezi eul în minte, faptul că îl lasă să intre îl face realitatea ta. Căci mintea e în stare să creeze realitate sau să facă iluzii. Am spus mai înainte că trebuie să înveți să gândești cu Dumnezeu. A gândi cu El înseamnă a gândi ca El. Asta de naștere la bucurie și nu la vinovăție, pentru că e ceva firesc. Vinovăția e un semn sigur că felul în care gândești e nefiresc. Gândirea nefirească va fi însoțită întotdeauna de vinovăție, pentru că e credința în păcat. Eul nu percepe păcatul ca o lipsă de iubire, ci ca un adevărat act de agresiune. Asta e o necesitate pentru supraviețuirea eului, pentru că, de îndată ce consider păcatul o lipsă, vei încerca automat să îndrept situația. Și vei reuși. Eul o vede ca fatalitate, dar tu trebuie să înveți să o vezi ca libertate. Mintea lipsită de vinovăție nu poate suferi, Sănătoasă fiind, mintea vindecă trupul pentru că a fost vindecată ea. Mintea sănătoasă nu poate concepe boala pentru că nu poate concepe să atace pe nimeni și nimic. Am spus mai înainte că boala e o formă de magie. Mai bine spus, e o formă de soluție magică. Eul crede că, pedepsindu-se pe el, va atenua pedepsa lui Dumnezeu. Dar chiar și în asta este arogant căci îi atribuie lui Dumnezeu o intenție punitivă și apoi preia intenția aceasta ca propriul lui prerogativ. El încearcă să uzurpe toate funcțiile lui Dumnezeu, după cum le percepe el, căci recunoaște că se poate încrede numai într-o supunere totală. Eul nu se poate opune legilor lui Dumnezeu, după cum nici tu nu poți, dar le poate interpreta în funcție de ce vrea, după cum poți și tu. Iată de ce trebuie să se răspundă la întrebarea ce vrei? Răspuns la ea în fiece minut și secundă și în fiecare moment de decizie e o judecată care numai ineficace nu este. Efectele ei vor urma automat până la schimbarea deciziei. Amintește-ți însă că alterna alternativele înseși sunt nealterabile. Spiritul sfânt, ca Eul, e o decizie. Și împreună acoperă toate opțiunile pe care mintea le poate accepta și asculta. Spiritul Sfânt și Eul sunt singurele opțiuni care ți se oferă. Dumnezeu a creat-o pe una dintre ele și de aceea nu o poți eradica. Tu ai făcut-o pe cealaltă și de aceea o poți eradica. Numai ce creează Dumnezeu este ireversibil și neschimbător. Ce ai făcut tu poate fi schimbat pentru că atunci când nu gândești ca Dumnezeu, nu gândești deloc de fapt. Ideile delirante nu sunt adevărate gânduri, deși poți crede în ele, dar greșești. Funcția gândirii vine de la Dumnezeu și e în Dumnezeu. Ca parte a gândirii sale, tu nu poți gândi separat de el. O gândire irațională e o gândire dezordonată. Dumnezeu însuși îți ordonează gândirea pentru că gândirea ta a fost creată de el. Sentimentele de vinovăție sunt întotdeauna un semn că nu știi acest lucru. Ele demonstrează totodată și credința ta că poți să gândești separat de Dumnezeu și că vrei să gândești în felul acesta. Fiecare gând dezordonat e însoțit de vinovăție la începuturile lui și se menține prin vinovăție pe toată durata lui. Vinovăția e inevitabilă pentru cei ce cred că își ordonează propriile gânduri și trebuie de aceea să se supună dictatelor acestora. Asta îi face să se simtă responsabil de greșelile lor, fără a recunoaște că, acceptând această responsabilitate, reacționează în mod irresponsabil. Dacă unica responsabilitate a făcătorului de miracole e aceea de a accepta ispășirea pentru el și te asiguri că asta și este, atunci responsabilitatea pentru ce se ispă ispășește nu poate să îți revină ție. Dilema nu poate fi rezolvată decât acceptând soluția desfacerii. A fi responsabil de toate efectele gândirii tale greșite dacă nu s-ar putea desface. Rostul ispășirii e acela de a păstra trecutul doar într-o formă purificată. Dacă accepti remediul la gândirea dezordonată, un remediu a cărei eficacitate e mai presus de îndoială, cum pot să îi persiste simptomele? Neîncetarea deciziei de a rămâne separat e singurul motiv posibil pentru neîncetarea sentimentelor de vinovăție. Am mai spus asta înainte, dar nu am subliniat rezultatele destructive ale deciziei. Orice decizie a minții va afecta atât comportamentul cât și experiența. La ce vrei, te și aștepți. Nu e o idee delirantă. Mintea ta chiar îți face viitorul și îl va reda creației de pline în orice moment dacă acceptă ispășirea mai întâi. Ea însă își va reveni la creație de plină în clipa în care a făcut-o. Odată ce a renunțat la gândirea ei dezordonată, ordonarea corectă a gândirii devine foarte evidentă. 6. Timp și veșnicie Dumnezeu, în cunoașterea lui, nu așteaptă, dar împărăția lui e văduvită cât timp aștepți tu. Toți fiii lui Dumnezeu îți așteaptă întoarcerea, după cum o aștepți și tu pe a lor. Amânarea nu contează în veșnicie, dar e tragică în timp. Ai ales să fii în timp, nu în veșnicie, și crezi de aceea că ești în timp. Dar alegerea ta e liberă și modificabilă deopotrivă. Locul tău nu e în timp, locul tău e doar în veșnicie, unde Dumnezeu însuși te-a pus pentru totdeauna. Sentimentele de vinovăție sunt păstrătoarele timpului. Ele provoacă frica de ripostă sau de abandon, asigurându-te astfel că viitorul va fi ca trecutul. Asta e continuitatea Eului. Ea îi dă Eului un fals sentiment de siguranță, făcându-l să creadă că nu poți scăpa de el. Dar poți și trebuie. Dumnezeu îți oferă în schimb continuitatea veșniciei. Când alegi să faci acest schimb, vei înlocui simultan vinovăția cu bucuria, răutatea cu iubirea și durerea cu pacea. Rolul meu e doar acela de a-ți descătușa voința și a de a te pune în libertate. Eul tău nu poate accepta această libertate și îi se va opune în toate clipele posibile și în toate felurile posibile. Și, ca zămislitor al lui, recunoști că poate face pentru că tu nu, tu i-ai dat puterea să o facă. Amintește-ți mereu împărăția și amintește-ți că tu, care faci parte din împărăție, nu poți fi pierdut. Mintea care era în mine este în tine, căci Dumnezeu creează cu desăvârșită nepărtinire. Lasă Spiritul Sfânt să îți aducă mereu aminte de nepărtinirea Lui și lasă-mă să te învăț cum să o împărtășești cu frații tăi. Oarecum altfel ți se poate da șansa să ți-o revendici? Cele două voci vorbesc simultan pentru două interpretări diferite ale aceluiași lucru, sau aproape simultan, căci eu îl vorbește întotdeauna primul. Alte interpretări nu au fost necesare până nu s-a făcut cea din tâi. Eul pronunță sentințe, iar Spiritul Sfânt îi revocă decizia așa cum o instanță superioară are puterea să revoce deciziile unei instanțe inferioare în această lume. Deciziile eului sunt mereu greșite, pentru că au la bază greșeala pe care au fost făcute să o susțină. Nimic din ce percepe eul nu e interpretat corect, Eul nu numai că citează scriptura pentru a servi propriilor lui scopuri, ci chiar interpretează scriptura pentru a-i servi drept mărturie. Biblia e un lucru înfricoșător după judecata Eului. Percepând-o înspăimântătoare, o interpretează cu teamă. Temându-te, nu faci apel la instanța superioară, crezând că și judecata ei ar fi în defavoarea ta. Există multe exemple care arată cât de amăgitoare sunt interpretările eului, dar câteva vor fi de ajuns să îți arate cum le poate reinterpreta Spiritul Sfânt în propria lui lumină. Ce vei semăna, aceea vei și secera. În reinterpretarea lui, înseamnă că vei cultiva în tine ce consider că merită să cultivi. Faptul că judeci că merită, face să merite în ochii tăi. A mea este răzbunarea, zice Domnul, E ușor de reinterpretat dacă îți amintești că ideile sporesc numai prin împăr împărtășire. Afirmația subliniază că răzbunarea nu poate fi împărtășită. Dău, deci, Spiritului Sfânt, care o va desface în tine, căci nu își are locul în mintea ta ce face parte din Dumnezeu. Voi pedepsi păcatele părinților până la al treilea și al patrulea neam în interpretarea Euului, e o afirmație deosebit de crudă. Ea devine o simplă încercare de a garanta supraviețuirea eului însuși. Pentru Spiritul Sfânt, afirmația înseamnă că, și în generațiile următoare, el va putea să reinterpreteze ce au înțeles greșit generațiile anterioare, eliberând astfel gândurile de capacitatea de a produce frică. Cei răi vor pieri, Devine o afirmare a izpășirii dacă prin vor pieri se înțelege vor fi desfăcuți. Fiecare gând lipsit de iubire trebuie desfăcut, un cuvânt pe care eul nici măcar nu îl poate înțelege. Pentru eu, să fi desfăcut înseamnă să fi distrus. Eul nu va fi distrus pentru că face parte din gândirea ta, dar, lipsit fiind de capacitatea de a crea, deci de a împărtăși, va fi reinterpretat pentru a te elibera de frică. Partea minții tale pe care ai dat-o eului se va întoarce pur și simplu în împărăție unde își are locul mintea ta întreagă. Poți amâna întregirea împărăției, dar nu poți introduce în ea conceptul de frică. Nu trebuie să te temi că instanța superioară te va condamna. Ea va respinge pur și simplu acuzațiile ce ți se aduc. Unui copil de a lui Dumnezeu nu îi se pot aduce niciun fel de acuzații, și fiecare mărturie la existența vinovăției în creațiile lui Dumnezeu mărturisește strâmb împotriva lui Dumnezeu însuși. Deferă bucuros tot ce crezi instanței superioare a lui Dumnezeu, căci vorbește pentru el și vorbește de aceea adevărat. Ea va respinge acuzațiile ce ți se aduc, indiferent cu câtă grijă le fi construit deși pare incontestabile, nu țin în fața lui Dumnezeu. Spiritul Sfânt nu le va da ascultare, căci nu poate mărturisi decât adevărat. Verdictul lui va fi mereu, a ta este împărăția, căci el ți-a fost dat să îți amintești ce ești. Când am spus, eu, lumina am venit în lume, am vrut să spun că am venit să împărtășesc lumina cu tine. Amintește-ți referirea pe care am făcut-o la oglinda întunecoasă a eului și mai amintește că am spus să nu privești în ea. Mai e adevărat că de tine depinde dacă te uiți să te găsești. Răbdarea pe care o arăți fratelui tău este răbdarea pe care ți-o arăți ție. Nu merită răbdare un copil de-a lui Dumnezeu? Am avut nesfârșită răbdare cu tine pentru că voia mea e cea a tatălui nostru de la care am învățat nesfârșită răbdare. Vocea lui a fost în mine, după cum este în tine, îndemnând la răbdare față de fiime, în numele creatorului ei. Trebuie să înveți acum că numai o răbdare nesfârșită produce efecte imediate. Iată cum se schimbă timpul cu veșnicia. O răbdare nesfârșită face apel la o iubire nesfârșită și, producând rezultate acum, face timpul să nu fie necesar. Am spus în repetate rânduri că timpul e un instrument didactic care va fi desfințat când nu va mai fi util. Spiritul Sfânt, care vorbește pentru Dumnezeu în timp, știe și el că timpul e lipsit de înțeles. Îți aduce aminte de acest lucru în fiecare clipă ce se scurge în timp, căci funcția lui specială e aceea de a te readuce în veșnicie și de a rămâne pentru a-ți binecuvânta creațiile acolo. El e singura binecuvântare pe care o poți da cu adevărat, căci e binecuvântat cu adevărat. Deoarece Dumnezeu ți-l a dat de bunăvoie, trebuie să îl dai cum l-ai primit. 7. Decizia de a-l alege pe Dumnezeu Chiar crezi că poți face o voce care să o înnăbușe pe a lui Dumnezeu? Chiar crezi că poți inventa un sistem de gândire care să te separe de el? Chiar crezi că îți poți croi siguranța și bucuria mai bine decât o poate face el? Nu trebuie să fii nici precaut, nici neprecaut. Nu trebuie decât să îi lași lui toate grijile tale, căci el are grijă de tine. Tu ești grija lui pentru că te iubește. Vocea lui îți amintește mereu că toată speranța e a ta datorită grijii lui. Nu poți alege să fuci de grija ce-ți o poartă, căci asta nu e voia lui. Dar poți alege să-i accepti grija și să folosești puterea nesfârșită a grijii lui față de toți pe care i-a creat prin intermediul ei. Au fost mult, mulți vindecători care nu s-au vindecat pe ei înșiși. Nu au mutat munții prin credința lor de vreme ce credința lor nu a fost întreagă. Unii dintre ei au vindecat pe bolnavi uneori, dar nu i-au înviat pe morți. Dacă nu se vindecă pe el, vindecătorul nu poate crede că miracolele nu au o ordine a dificultății. El nu a învățat că fiecare minte creată de Dumnezeu merită la fel de mult să-i fie vindecată pentru că Dumnezeu a creat-o întreagă. Ți se cere pur și simplu să-i restituie Dumnezeu mintea pe care a creat-o. Te roagă să-i dai doar ce ți-a dat, știind că asta te va vindeca. Sănătatea minții este întregime, iar sănătatea minții fraților tăi este a ta. De ce ai da ascultare nesfârșitelor chemări de mente care crezi că ți se adresează când poți să știi că vocea pentru Dumnezeu e în tine? Dumnezeu ți-a încredințat spiritul său și te roagă să îl încredințezi și tu pe al tău. Vrea să îl țină în desăvârșită pace, că căci ești de o minte și de un spirit cu el. Excluderea ta din ispășire e ultima încercare disperată a eului de a-și apăra propria existență. Ea reflectă atât nevoia eului de a separa, cât și dorința ta de a fi de partea separării sale. Această dorință înseamnă că nu vrei să fii vindecat. Dar a venit momentul, nu ți s-a cerut să întocmești tu însuți planul mântuirii, căci, după cum am mai spus, remediul nu poate fi făcut de tine. Dumnezeu însuși ți-a dat corecția de săvârșită pentru tot ce ai făcut în dezacord cu voia lui prea sfântă. Eu îți fac planul lui cât se poate de explicit și îți voi spune ce rol ai în cadrul lui și cât de imperios este să îl duci la îndeplinire. Dumnezeu plânge la sacrificiul copiilor lui, care îi se cred pierduți. De câte ori nu ești pe deplin voios, ai reacționat cu lipsă de iubire la una dintre creațiile lui Dumnezeu. Percepând asta ca păcat, devii defensiv pentru că te aștepți la atac. Decizia de a reacționa în acest fel îți aparține și poate de aceea să fie desfăcută. Nu poate fi desfăcută prin pocăință în sens obișnuit, căci asta implică vinovăție. Dacă îți îngădui să te simți vinovat, vei consolida greșeala în loc să o lași să ți fie desfăcută. Decizia nu poate să fie dificilă. E un lucru evident dacă îți dai seama că trebuie să fii decis deja să nu fii pe deplin voios de vreme ce te simți astfel. De aceea, primul pas în desfacere e acela de a recunoaște că ai decis greșit în mod activ, dar că poți decide altfel, la fel de activ. Fi foarte ferm cu tine și menține-te pe deplin conștient de faptul că procesul de desfacere, care nu vine de la tine, e cu toate acestea în tine, cât și l-a pus acolo Dumnezeu. Rolul tău e doar acela de a-ți readuce gândirea la punctul în care s-a făcut greșeala și, și de a o deferi în pace ispășirii. Spuneți cât pot de sincer, amintindu-ți că Spiritul Sfânt va răspunde pe deplin la cea mai mică invitație din partea ta. Din moment ce nu am pace, precis am luat o decizie greșită? Eu am luat decizia și tot eu pot să decid altfel. Vreau să decid altfel, pentru că vreau pace. Nu mă simt vinovat, pentru că Spiritul Sfânt va desface toate consecințele deciziei mele greșite dacă îl las. Alex să îl las îngăduindu-i să îl aleagă pe Dumnezeu pentru mine.